activitatea Comitetului Național pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost lăudată în această dimineață în cadrul videoconferinței organizate la prefectură. Mai toți membrii guvernului au susținut sus și tare că oamenii care fac parte din cele două structuri sunt adevărați salvatori și că merită toată aprecierea. În 2013 am înregistrat circa 13.000 de situații de urgență și suntem într-o medie lunară de 630 de intervenții la smurt. Nu este un lucru ușor, cu atât mai mult este vorba de viața oamenilor. Importanța bunei funcționări a acestui sistem și aprecierea de care se bucură angajații inspectoratelor pentru situații de urgență în rândul populației a fost adusă în discuție chiar de către Liviu Dragnea. Mă gândeam azi dimineață la o diferență între cum acționam noi cei care eram implicați acum mulți ani, până în 2004, de exemplu, când erau cele două structuri, protecția civilă și inspectoratele de pompieri. Și atunci se muncea și atunci erau oameni devotați care se implicau, numai că după ce aceste două structuri au fost unite în acest inspectorat, s-a dovedit că rezultatele sunt mult mai bune. Unul din aspectele esențiale ale muncii dumneavoastră sau ale acțiunii și activității în gestionarea situațiilor de urgență o reprezintă conducerea și coordonarea unitară. Faptul că în ultima perioadă, cu fiecare eveniment care a trecut, s-a căpătă mai multă experiență. Și atunci când există o conducere corectă, fermă, autoritară de la nivel central, tot sistemul funcționează, s-a reușit prin implicarea dumneavoastră. De aceeași părere a fost și celălalt vicepremier, Gabriel Oprea, care de asemenea a lăudat activitatea celor două structuri în situații deosebite, dar și a asigurat de tot sprijinul pe viitor. Sub coordonarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, structurile din componență au obținut în anul 2012 rezultate, aș putea spune, remarcabile. Datele din rapoartele de evaluare privitoare la numărul de intervenții în situații de urgență, precum și la persoanele care au fost salvate și au primit asistență medicală de urgență, sunt edificatoare. Cel mai important este faptul că în centrul întregii activități se află cetățeanul, viața acestuia, unul acestuia, dar și mediul înconjurător și patrimoniul cultural. Nu în ultimul rând, importanța oamenilor din prima linie a fost subliniată de Raed Arafat, care a vorbit despre necesitatea existenței sistemelor integrate pentru situații de urgență la nivelul fiecărui județ în parte. Eu zic că dacă analizăm ce s-a întâmplat anul trecut numai și comparăm anii cum am progresat și acest lucru sunt convins că va fi reflectat în prezentarea care urmează de către domnul general Baș, o să vedem că instituția din ce în ce are mai multe responsabilități. Eu dau o cifră care este foarte elocventă. Dacă în 2011 la 3 minute aveam o intervenție smurt, ne mai vorbim de intervențiile la incendii și asta, anul trecut am ajuns cam la o intervenție la 2 minute. Deci asta înseamnă din 2 în 2 minute este un echipaj care este implicat într-o intervenție de plan național. Dacă ne uităm la ce s-a realizat împreună, în final, structură Ministerului Sănătății, Serviciul de Ambulanță împreună cu dumneavoastră, încep din ce în ce să se colaborarea să se încheie și să devină mai integrată. Și vorbim aici de dispeceratele. Numai la, cu săptămâna trecută intrarea dispeceratului integrat de la Cluj între ISU și ambulanță, am ajuns ca 26 dispecerate integrate în țară. Sperăm că anul ăsta continuăm să finalizăm restul județelor din România să fie ISU cu ambulanță împreună, ce eficientizează mult mai mult managementul resurselor de intervenție, nu numai pe partea medicală, dar și intervenția integrată la accidente și restul. Dacă ne uităm numai săptămâna trecută, numai săptămâna trecută, 5 echipaje rurale au fost înființate. În colaborare cu autoritățile publice locale, cu structurile Ministerului de Interne, au fost înființate echipaje în județul Dâmbovița, tocmai pe programul PORT, care l-ați menționat, domnule viceprim-ministru,
au fost înființate 4 echipaje în Dâmbovița, suplimentare în zone rurale, și un echipaj în Harghită, care a fost înființat. Deci toate astea avem în plan în următoarele 2 săptămâni, încă cel puțin 4 sau 5 echipaje să fie înființate în alte județe. Deci toate aceste aspecte arată un singur lucru, că programul continuă, că este sprijinit, că există o convingere că acest lucru este un lucru bun pentru cetățen. Eu nu pot să fac aici decât să vă mulțumesc tuturor, începând, bineînțeles, cu, la nivel de guvern și la nivel de prim-ministru și la nivel de minister de interne, unde pot să spun că fără adâncii nu era nimic din ce aveam acum, și terminând, bineînțeles, cu colegii din teren care lucrează la nivelul IGSU-ului și care fiecare zi își riscă viața pentru a salva viața altora. Declarațiile au fost făcute la ședința de bilanță a activității Comitetului Național pentru Situații de Urgență pe anul 2012, care a avut loc în sistem de videoconferință. Prețul apei și al canalizării la Brăila este mai mic decât în alte județe, susține primarul Aurel Simionescu, care a venit și cu dovezi în acest sens. Mai mult, acesta a declarat că discuțiile legate de costurile apei pluviale trebuie să înceteze, pentru că reglementările privind calculul acesteia sunt la nivel național, nu la nivel local. Pe metru cub, Constanța 3,27, Tulcea 3,57, Galați 3,17, Buzău 3,61, Brăila 3,07. La canalizare, Constanța 2,91, Tulcea 2,85, Galați 1,49, Buzău 2,24, Brăila 1,81. Deci, eu sunt de acord și o să am discutat cu domnul președinte, pentru că este Adi Dunărea în toată povestea asta. Deci suntem în asocierea aceea. Am discutat și cu doamna Stănescu, cu domnul Chiriță, conducerea celor de la APA. Le-am dat tema să-și reanalizeze costurile și modalitățile de calcul pentru canalizare, că aici avem o discuție mai lungă, cât plouă, de ce plouă și cât plătim pe metru pătrat, etc. Și eu sper că într-o lună de zile să avem aceste lucruri, dar vreau să spun că aruncarea așa, noi, la noi e cel mai scump, la noi e cel mai extraordinar, ne-am mai văzut și ne-am mai povestit, deci lucrurile sunt în aceeași dimensiune, cu plus, cu minus. Ca să nu avem supărări, pentru că ceea ce am spus de fiecare dată este că aceste prețuri sunt aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul serviciului. Nu se poate duce regia de apă, spune, eu vreau atâția bani, că nu îl primește. Nu, îl dă înapoi. În schimb, edilul șef a venit cu o altă idee, aceea de a propune modificarea perioadei de măsurare a apei pluviale și de realizarea unei medii pe fiecare lună în parte. Au o calculație pe care ei trebuie să o respecte și cu plus, cu minus, lucrurile stau în felul ăsta. Încă o dată va trebui să discutăm pe sistemul de calcul pentru ceea ce înseamnă apa pluvială, pentru că, până la urmă, corect, nouă ni se pare, să avem o statistică a ultimilor 5 ani sau câți vor fi ei, să vedem care a fost regimul pluviometric și funcție de asta să avem pe luni, în mod egal, să spunem așa, repartizat această sumă. Pentru că altfel avem aceeași discuție de ce în iulie n-a plouat și eu plătesc, dar de fapt e plata din mai și iar discutăm așa. De ce la Brăila am avut cazuri în care în partea de sud a plouat și în partea de nord n-a plouat. Și ăsta zice, dar la mine n-a plouat. Păi nu, dar stația este acolo. Sau de ce iau lui Racovița cheltuială de apă de ploaie când n-a plouat. Păi pentru că stația este la Brăila sau la Viziru. Deci trebuie să reglăm lucrurile astea ca să apară o chestiune mai clară, mai lămurită pentru cetățeni. Și ca și ca, nu ca preț, ci suma pe care o plătește cetățeanul și din punct de vedere al vizualizării, să spun așa, de către el, a faptului că a plouat sau că n-a plouat. Prețul apei și al canalizării la Brăila este mai mic decât în alte județe, susține primarul Aurel Simionescu, care a venit și cu dovezi în acest sens. Mai mult, acesta a declarat că discuțiile legate de costurile apei pluviale trebuie să înceteze, pentru că reglementările privind calculul acesteia sunt la nivel național, nu la nivel local.
Întreținerea este de coșmar în perioada sezonului rece. O parte dintre brăilenii racordați la CET au primit deja veștile proaste. Facturile de acest tip pleacă de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 1.500 de lei. Nu este de glumă, aceste facturi chiar există. Iar problemele oamenilor au fost abordate de câțiva consilieri municipali chiar în cadrul ultimei ședințe. Am aici o factură eliberată de către CET, către o asociație de proprietari mai, adică asociația numărul 93, blocul G4, blocul 4 scări. În G4 este blocul din hipodrom vis-a-vis de Ascunsa. Aveam și o chestie similară, dar la C-ul, la bulevard, cu avea să facă de 1.500 de lei. Nu, este blocul vis-a-vis de Ascunsa. Deci sunt în total 11 apartamente branșate la CET. Factura este de 9.000 de lei. Fiecare apartament are 900 de lei numai încălzirea, plus apa caldă se duce undeva la 1.100-1.200. Nu știu cum o fi împărțit administratorul acela 9.000 de lei la 11, de i-a dat 1.200 de lei factura pe o lună pentru o familie. Deci vă zic că nu au respectat deloc legea 325, în care se prevăd costurile comune, se împală toți proprietarii. Acesta a solicitat primarului Aurel Simionescu o inventariere a situației atestatelor acordate administratorilor de bloc. Și vreau să vă cer să controlăm toate administrațiile de proprietari, fiindcă așa ceva nu se poate, încalcă toate legile posibile și fac cea mai mare de serviciu cetățenilor prin așa ceva. Deci nu se poate cetățenii să fie forțați să treacă, să-și pună centrale atâta timp cât ei vor să rămână la serviciu public de încălzire. Vreau să știu și eu câți dintre administratori au depus garanția care se prevede în lege și câți au atestatul de la primărie. Vă mulțumesc! În același timp și consilierul independent a adus în atenție aceeași problemă la un alt bloc, susținând că totuși Consiliul Local Municipal trebuie să facă ceva în privința administratorilor și a președinților de bloc. La mine este vorba despre altă asociație de proprietari, care este pe strada Plevna, acord cu la blocurile de D1, C1 și așa mai departe, care nu au facturi de 900 de lei de fiecare, au facturi de 1.500 de lei de fiecare. Pe lună. Pe luna decembrie a venit factură de 1.500 de lei pe persoană. Pe apartament, da, deci pe apartament 1.500, este incredibil, oamenii sunt disperați, aceeași problemă este mai puțin acuzat CET-ul cât este acuzat, cât sunt acuzați asociațiile de proprietari, nu asociații, sunt acuzați administratorii de bloc și nu este un caz singular. Administratorii de bloc, marea majoritate a asociațiilor de proprietari din orașul nostru, reclamă, cetățenii reclamă același lucru, ședințe abuzive, decizii abuzive, împărțirea abuzivă a cheltuielilor, nu înțelege nimeni nimic, nu se știe, se duc cetățenii, vor să știe și de ce au așa, nu se știe nimic. Trebuie luată o decizie, eu o să solicit de la compartimentul de specialitate să-mi dea și mie toate datele care sunt avizați, cum a spus și domnul Păvăloiu, care au primit acordul Consiliului Local să funcționeze, care îndeplinește condiția, așa că nu trebuie luat o decizie pentru că nu se mai poate. Cetățenii sunt extrem, extrem de nemulțumiți de situația creată care este acum în municipiu, mai ales și după facturile de energie termică. Legal, solicitarea consilierului independent nu este posibilă, a susținut Sorin Boșneanc. În ceea ce privește administratorii, vreau să vă spun că nici primăria, nici altcineva n-are ce să le facă decât dacă comit o fără de lege, așa. Singurii care poate să măsuri cu administratorii sunt președinții asociațiilor, comitetele și inclusiv comisia de cenzor. Vă spun treaba asta pentru că am fost și eu într-un fel implicat într-o chestie de asta, unde mi s-a părut mie că administratorul face altceva decât ce trebuie și am dus la cenzor, cenzor a verificat împreună cu mine și am văzut care este treaba. Deci nu putem sau nu poate altcineva să-i controleze decât da, să verificăm dacă au făcut cursurile alea și poate să funcționeze ca și administratori. Dar controlul se exercită decât prin comitetul de proprietari sau de locatari și prin comisia de cenzor. În același timp, un alt consilier a solicitat o poziție oficială pe acest subiect, mai ales că a povestit cum sunt școliți acești administratori de bloc și că unii au atestat luat pe ochi frumoși. Dacă administratorii nu respectă legea, sunt posibilități ca
identificat sau autosesizeze, dacă nu, păi, dacă el nu respectă legea care să indică și spațiile comune, cer, subsol, preiau din căldură și, deci toți locatarii trebuie să suporte cota 4. Pentru că ce se întâmplă acum? 11 locatari suportă tot după scară, după din bloc, deci tot subsolul, da, pentru că blocul are 4 scări. Ba mai mult, eu cred că trebuie să gândim o acțiune vis-a-vis de reverificarea acestor administratori. Întâmplător, am văzut cum au fost ei și școliți și examinați, deoarece locația în care s-a desfășurat această acțiune, la vremea respectivă, era în imediată apropiere a locației unde îmi desfășor și eu activitatea și am cam văzut cum să proceda ca să se obțină acele atestate. Întâmplător. Cred că e cazul să curtăm o discuție și să vedem cum faci. Pentru că acele atestate au fost date de un OMG, acel OMG și școlarizarea, știi cum... Cursurile făcute de OMG. Știm cum a fost făcută școlarizarea asta, cursurile astea și cred că administratorii trebuie să respecte legea. În același timp, consilierul PDL Daniel Mitrofan a precizat că de multe ori administratorii și președinții de blocuri încalcă legile și votează de la sine putere tot felul de lucruri și că pentru a clarifica odată pentru totdeauna situația, trebuie să fie rezolvat totul la nivel parlamentar. Edificiul de o frumusețe aparte, Biserica Greacă, trebuie să fie reabilitat curând și introdus într-un circuit turistic. Cel puțin asta speră președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunea Stancu, care a declarat că va lua legătura din nou cu reprezentanții bisericii pentru a clarifica odată pentru totdeauna situația. Biserica Greacă stă să cadă. Știți și dumneavoastră despre ce este vorba la Biserica Greacă și rog consilierii care sunt pe partea de construcție să fac o vizită acolo ca să aud și o părere autorizată. În orice caz, o să schimbăm corespondență zilele acestea. N-am apucat să vorbesc și cu primarul. Cred că 50% va pune administrația, 50% va trebui să pună, că eu sunt cu jumătățile astea, să pună și arhiepiscopia, prin Consiliul Parohial al Bisericii, cu el discutăm și nu mai mă interesează nici de greci, nici de români. Ne interesează ca biserica să fie consolidată, să certe mai departe sănătoși și cine va câștiga să fie norocul lui. Noi, ca și parte publică, să avem o intervenție în sensul de a ajuta ca această biserică să nu se prăpădească. Este cea mai mare biserică greacă din afara Greciei și eu cred că merită atenția cuvenită. Că aici a fost interese, un viceprimar care a fost pe aici, vreau să spune imana pe vreo 3 milioane și 200 de euro, împreună cu ambasador, împreună cu nu știu cine, cu Caravia și nu știu cum îi cheamă. Nu-i problema mea asta. Am și discutat-o. El nu este problema mea și am spus că o să reprezint consilierilor în ideea de a găsi o soluție să începem lucrările acolo. Știți cum stă cu schiala aia acolo, cărămițele dacă îi cade... I-am întrebat dacă îi cade la un cetățean care vine în capul cărămidei din aia, pe nu te nenorocește? Declarațiile au fost făcute de acesta la finele ultimei ședințe de Consiliu. Vicepreședintele Partidului Noua Republică din Brăila, Florin Drăgan, consideră că actuala putere are nevoie de toate resursele necesare pentru a putea să se țină de promisiunile din campania electorală. Mai mult, acesta s-a arătat indignat de ceea ce se întâmplă la clasa pregătitoare. În perioada de mari încercări care ne așteaptă, guvernul, așa cum arată astăzi, guvernul Ponta, și trec la al doilea subiect, are o miză supranaturală. Trebuie să produc o adevărată alchimie. Și o să vă spun la ce mă refer. Prima dată, trebuie să producă o adevărată transmutație ca prosperitatea, pe care ne-o dorim cu toții, să ia naștere prin impozitare și taxare. Iar ca locurile de muncă
să fie generate de falimente în lanț, în industria energetică, în industria petrochimică și în industria metalurgică. Vă dați seama că sunt ironic. Dar asta e ce se întâmplă, pun în antiteză ce se întâmplă cu ceea ce ni s-a promis. Deci Ponta trebuie să găsească piatra filozofală ca să pună, ca să ne ofer, ca să-și îndeplinească măcar parțial din promisiunile din campania electorală. Și acum o să trec și la lucruri concrete care s-au întâmplat în ultima perioadă și să vedeți cum sunt afectate sistemul de învățământ și cum va fi afectată agricultura. Ce s-a întâmplat în învățământ? În dorința lui Ponta de a contribui măcar cu o virgulă la legea educației naționale și probabil și a doamnei Andronescu, care întotdeauna a ținut să lase ceva moștenire de la dânsa, s-a creat o adevărată nebunie legat de clasa pregătitoare, dacă aceasta să fie la școală sau la grădiniță. Deși părea că s-a tranșat de mult acest lucru, că era absolut evident că un copil de peste 6 ani trebuie să meargă la școală, că în școli sunt spații pentru acești copii, iar în grădiniță nu sunt și s-ar face astfel loc copiilor de 3 ani. S-a început titularizarea și în Brăila au fost titularizate cadre didactice pentru clasa pregătitoare. S-a început titularizarea și totul părea să intre pe un drum normal. Ponta, în dorința de a contribui cu ceva, s-a gândit că ar trebui mutată această clasă la grădiniță. O să spuneți că nu-i mare lucru. Ba da, e mare lucru. Ce s-a întâmplat? Ce decurge din această ambiție? Care sunt consecințele? Fiindcă întotdeauna un lucru aparent minor produce consecințe în lanț, în sistem. Există pentru învățământ o metodologie de mobilitate a cadrelor didactice. Asta ce înseamnă? Că prin ordin de ministru se aprobă această metodologie, de exemplu în anul 2012 pentru anul 2013-2014. Și în baza acestei metodologii, cadrele didactice fac schimb de posturi, încearcă să transfere dintr-un loc în altul, școlile își asigură necesarul de personal didactic, și așa mai departe, se stabilește câte clase poate să fie într-o școală, unde se mută, mă rog, sunt multe lucruri. Această metodologie e prima dată când această metodologie nu a fost aprobată anul trecut. Mai mult decât atât, ea trebuia să fie, s-a promis totuși că va fi aprobată până la 1 februarie. 1 februarie trebuia să aibă loc la Inspectoratul Județean de Învățământ o întâlnire între inspectori și directorii de școli ca să programeze viitoarele mișcări din sistemul de învățământ. Această întâlnire a fost anulată, iar metodologia de mobilitate a fost retrasă de pe site-ul Ministerului. Între timp am aflat că s-a semnat totuși. Din ce motiv s-a întâmplat acest lucru? De ce ar trebui să fie scoasă această metodologie? Ministerul Învățământului a încheiat un pact, așa au spus ei, național, în fapt o înțelegere, a redactat un document ministerul, cu două federații sindicale prietenoase și cu șefa Federației Asociațiilor Părinților din Copiilor din Învățământul Preuniversitar. Ce au prevăzut în acel pact? Au prevăzut că până la data de 31 martie, părinții împreună cu directorii de școli și cu cei din grădinițe se vor mai gândi dacă clasa pregătitoare se va muta măcar logistic, fizic, la grădiniță. În același timp, Florin Drăgan a susținut că, din punctul său de vedere, părinții trebuie să lase specialiștii să decidă ce este mai bine pentru copii. Practic, acesta a precizat că dacă profesorii spun că este mai bine ca această clasă pregătitoare să fie la școală, atunci părinții trebuie să accepte acest lucru. Marți după amiază, pugiliștii de la Box Club Bute, pregătiți de Felix Păun și cei de la grupa antrenorului George Perțea, au avut un program comun de pregătire în sala de box a Clubului Sportiv Municipal, finalizat printr-o gală amicală de pregătire. După această acțiune, o parte dintre boxerii brăileni au primit echipament sportiv din partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret. După o jumătate de oră cu exerciții fizice și stretching, au avut loc mai multe meciuri amicale. Cap de afiș a fost disputa dintre Marian Pița și Marius Jecheanu, un duel între un medalia de la tineret și unul senior, de asemenea cu multe succese la toate categoriile de vârstă.
Ambii boxeri au luptat ca într-un meci oficial, iar dacă s-ar fi acordat un verdict, Pizza ar fi fost declarat învingător. Interesantă și spectaculoasă a fost și întâlnirea dintre brăileanul Andrei Ghionea și Valentin Podaru, care s-a întins tot pe durata a trei reprize de câte 3 minute.